iubirea mea. La mulți ani, Claudia, să fii sănătoasă și iubită, iar din partea emisiunii acest minunat aranjament floral. Mulțumesc din suflet, vă iubesc tare. Ce dorință își pune scufița roșie astăzi, la 35, da? 35, da, dar să știi că mă simt ca la 18, adică nu realizez când au trecut anii ăștia. Oricum, 35 este noul 25, nu? Nu-i așa? Eu, mie așa îmi place să cred. Iar dorința mea este una, pe cât de simplă, pe atât de importantă, să fim sănătoși. Atât, altceva nu mă interesează. Eu și cu noi am făcut niște planuri secrete care ne-au și ieșit foarte bine și am umplut casa de baloane, de torturi, de clătite, de lumânări, de flori, de toate. A fost extraordinar și noi am muncit o grămadă la treaba asta. Cum o vezi la 35 de ani? O văd ca pe un copil, un copilaș care abia a ieșit din ou. E proaspătă, este împlinită, e fericită, nu poate nici fi mai bine. Este formula ideală. Să se bucure de viață, să se bucure de noua, să se bucure de cariera ei grozavă și să meargă mai departe pe drumul ăsta, că ea a devenit din ce în ce mai relaxată, mai jucăușă. Eu o cunosc de când era foarte tânără și a fost întotdeauna înțeleaptă. Iar ea, exact invers, pe măsură ce a înaintat în vârstă, a devenit mai bine în pielea ei, mai bine în viața ei, mai plină de zâmbet, de bucurie. La mulți ani, să fie sănătoasă, să fie fericită, să aibă tot ce își dorește ea și toate visele să îi se îndeplinească. Normal, ce vreau pentru mine, vreau și pentru ea. Cum o vezi la 35 de ani? Superbă, o mică împlinită și o femeie deosebită. Și sper să nu se îngrijoreze de faptul că scrie acolo o cifră. Tinerețea vine din suflet, nu din cifre. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Am înțeles acum, na, petrecerea ca petrecerea. Ce s-a organizat vreodată o petrecere surpriză? Sincer. Adică ei s-a organizat, dar ție parcă nu țin minte să... Nici mie nu mi s-a organizat niciodată. Dar la, nu, la noi aici? Eu zic undeva, nu știu, te duci tu să mănânci așa și pac în restaurant. Surpriză! Asta mi s-a întâmplat niciodată. Ți s-a întâmplat? Mă, nu. Nu. Nu că știi ce să... Nici n-aveau pe ce să aducă. Asta zic, că nu vedea nimeni, îți dai în primul rând. Deci ca să faci surpriză trebuie să fie aia, mulți oameni, știi? Aia, știi? La mine doar poate la aia, la ultima, știi? Să vină lumea. Dar în rest... Hai, doar. La... Adică poți să-ți recite o poezie. Da, te rog. Dar, rog, ce poezie deci să zici? Deci când vreau să fii tu depus la ateneu sau unde vrei, la teatru? La teatru, la teatru, unde practic, unde ești general. Vreau să recite poezia. Da, ce poezie zici? Nu, dar să mi-o zici înainte. Vreau să mi-o spui ca să știu să... Ca să mor liniștit. Da, acordul, că eu mă ridic de acolo și zic, n-ai zis mie poezia. Da. Hai, lasă, vine, că nu despre asta e vorba. Da. Să vorbim de alte petreceri, nu de astea de care te bucuri tu. Să nu mai lungim vorba, să vină sărbătorita, doamnelor și domnilor, Claudia Pavel. Infame ziduri. Da, bine ai venit. Bine v-am găsit, dragii mei! Haide! Ce frumoși sunteți! Hai, cine vorbește? Cine vorbește, da. Ce faci? Ce să fac? Bine, a fost ziua mea! Asta, mulțumesc, ne-am petrecut 3 zile și 3 nopți, cam povești. Cam bazme. Și da, am zis că 35 este un număr important și n-am vrut să plec nicăieri, am vrut să fiu acasă cu familia și cu prietenii noștri și ne-am distrat foarte frumos. Întâi, sora mea cu noua mea a făcut surpriză de dimineață, știi că m-am trezit, n-am avut să cobor la parter, mi-a umplut tot parterul de baloane și torturi și waffles și clătite. Ce, mă rog, mi-au făcut micul meu dejun favorit. Nu a avut grijă ca eu să nu cobor din cameră. Și cam așa a început totul. Mâncare bună, voie bună. Tot ce contează și familia aproape. Și familia și cei iubiți aproape, sigur. Se află în momentul acela de schimbare de an, ca să zic așa, îi încearcă o nostalgie, îi încearcă o tristețe, încearcă... Să știi că nu am avut astfel de stări. Cred că mai degrabă înainte să-l am pe Noa aveam câte o stare nostalgică la fiecare aniversare, dar din secunda în care l-am avut pe el, cumva timpul trece cu folos, știi? Nu simt că îmbătrânesc, nu simt că trece timpul. Sunteți părinți și știu să știți despre... Adică n-aș putea niciodată să mă uit în ochi
copilului meu și să zic, aoleu, am făcut 30, știi? Adică timpul trece cu multă fericire. Dar, de exemplu, un bilanț așa faci cumva, sau spui niște dorințe, ce ai vrea să se întâmple în anul următor, sau te gândești, uite, am făcut asta, 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 aș vrea să fac asta? Să știi că sunt o femeie împlinită, am cam tot ce-mi pot dori, îmi doresc lucruri absolut normale, deja la vârsta asta maturitatea spune cuvântul, îmi doresc sănătate. Chiar voiam să vorbesc despre pentru asta, că mei, pentru mine, corect, sunt fericită că i-am pe mama, pe tata, pe sora mea, pe fiul meu. Toți cei care am stat de vorbă spuneau asta, că ești o femeie împlinită. Cât are legătură din starea asta pe care și sentimentul pe care ai cu maturizarea ta, indiferent de ce ți se întâmplă în jur? Adică ai sentimentul uneori că nu ești împlinit pentru că nu ai bifat anumite lucruri. Da. Sau poți să fii împlinit pentru că tu pur și simplu te-ai dezvoltat spiritual, pentru că... Cred că despre asta este vorba. Mm-hmm. Cu siguranță am mulțumesc lui Dumnezeu tot ce-mi trebuie și am pe cei mai important aproape, familia mea, dar este adevărat că împlinirea vine și dintr-o maturitate emoțională, spirituală. Sunt sigură că încă nu sunt acolo unde trebuie să fiu, știi? Adică n-am ajuns încă la Nirvana. Da. Mai am mult. Dar ești pe drumul cel bun. Sunt pe drumul cel bun, da. Nu dorești o familie? O familie mai, adică cum să-ți explic, nu știu, să ai un soț, să te căsătorești? Nu, eu consider că familia mea este completă. Și sigur că ideal ar fi să existe și un soț, dar dacă nu există... Eu consider că situația mea este una ideală, pentru că eu în sufletul meu, știi cum e, dragostea față de copil nu se compară cu nimic. Este singura dragoste necondiționată de pe acest pământ și nu cred că ți-o poate oferi nimeni altcineva. Absolut. Și până să îl am pe el, căutam acea dragoste pe care o cauți în relațiile cu bărbații înainte să ai copii. Și în momentul în care l-am avut pe nou, mi-am dat seama că de fapt pe el îl căutam, știi? Mm-hmm. Sunt oameni și oameni pe pământul ăsta și da, cred că este ideal să ai o familie completă, dar formată din mamă, tată, da. Etc. Dar suntem în 2019 și familiile arată destul de diferit în ziua de astăzi. Adică există absolut doar mame, doar tați, absolut. Doar o mamă. Și din păcate, oricum, rata divorțurilor este una îngrijorător de mare. Deci nu știu... Nu știu dacă mai cred neapărat în treaba asta. Da, în plan, poate o vacanță. Dar tu nu mai crezi deloc în povestea asta? În posibilitatea, nu știu, de a exista la un dat? Cineva care să... Cineva cu care să rezonezi și mie să... Mie îmi plac bărbații, adică... Dar nu mai cred în acel suflet pereche care vine și îți salvează viața și... Nu, eu mă salvez pe mine, Dumnezeu mă salvează pe mine și oamenii care îmi sunt cu adevărat alături n-au cum să fie decât familia mea, sânge din sângele meu. Adică, știi? Eu cred foarte mult. Un soț nu te iubește decât condiționat, asta să fie clar. Trebuie să faci lucruri ca să te iubească, știi? Adică... Și tu nu vrei să faci lucruri sau... Nu știu dacă sunt dispusă să mai fac toate lucrurile, știi? Adică... Sunt foarte fericită și extrem de confortabilă cu viața mea. E imposibil să nu faci lucruri pentru persoana dragă. Vezi, dacă vine, când vine, în general... Și nici eu nu cred că vine fost un mod pe cal alt. Da, mă, dar hai să lăsăm filozofia asta, că e filozofie multă. Dar un cetățean acum, cu care să ieși la cafea, să zic așa, ce ar trebui să aibă el? Hai, mă, din ăștia sunt mulți, adică... Dar acum de un bărbățel, de un soțior, de un ceva. Acum ieși cu cineva la cafea? De bineînțeles că ies la cafea, că... Exact. Adică, bine. Adică... La pizza. Mai bea și ea cât o cafea. Da, știi cum e? Da. Mănânc o pizza. Vegană. Vegană, vegană. Bea o cafea, dar știi cum e? Până când nu o să mă căsătoresc, nu aș vrea să prezint pe nimeni lumii întregi, pentru că, și în mod special copilului meu, pentru că nu consider că asta ar trebui să facă o mamă, știi? Că... Da, îmi țin, știți cum e. Corect. Toată lumea știe despre ce vorbesc. Iar ca să aleg pe cineva să intre în casa mea, să mă căsătoresc, să-mi crească copilul, e cale lungă. Da, nu știu ce calită. Adică, da, săracul. Nu știu. Ce știți? Da, din promisiuni de astea concrete pe care ți le-ai făcut, nu știu, găsim și vreo vacanță, poate în viitor apropiat sau... Abia ne-am întors din vacanță. Am fost 2 săptămâni la Miami. Și a fost superb. Da, am vrut să-l duc pe Noah la Disneyland acolo. Am stat 4 zile.
Am mers la safari, a fost probabil una dintre cele mai frumoase vacanțe din viața mea, pentru că am văzut de data asta Miami-ul prin ochii fiului meu. Și a fost, a fost cu adevărat frumos. Și să se exprime și să... Am notat cu delfinii, am mers la Miami Children's Museum, la Jungle Island, la... Am fost absolut peste tot și a avut parte de toate experiențele pe care eu mi le doresc pentru el, pentru că asta mă împlinește, știi, nu? Fericirea fiului meu. Da, poate sunt, nu știu, poate sunt mult prea normală, știi, sau nu știu. Oamenii se așteaptă în general să ți se întâmple lucruri extraordinare sau să cauți, nu știu, cine știe ce să te facă fericit. Dar eu chiar sunt un om plictisitor de normal, știi, chiar îmi găsesc fericirea în lucruri, lucruri mici, normale, de fapt importante, simple, familie, da, iar fericirea copilului meu este... Fără doar și poate cea mai importantă. Cea mai... Absolutul pentru mine. Da, eu recunosc ce spunea. Din filozofia ei de viață, recunosc. Pentru că așa este. Te regăsești, micuțu. Rezonează cu ce spune. Pe plan profesional, ce noutăți? Pe plan profesional să mai și muncim, nu? Că asta avem nevoie de vacanță la Miami, Dubai și așa mai departe. Asta mi-era frică că te întreabă cu ce faci de Crăciun și n-are sens să mergem atât departe. Și astea costă bani și cum... Săptămâna viitoare. De săptămâna viitoare încep, îți spun de acum. De la gata, de la 1 noiembrie începe cu Crăciunul. Păi care cum? Că s-apropie, da. Da, și cum sunt o mamă independentă extrem de asumată, trebuie să și muncesc foarte mult, nu? Da, știi cum e, ți alegi poziția asta, trebuie să faci și lucruri. Și atunci urmează să cântăm o piesă foarte tare cu am o surpriză pentru voi. Da. O să-i cunoașteți imediat sau probabil îi știți deja, pe Ricci, Bi și Plamena. Da. Ei vin din Chile și Bulgaria și avem o piesă din asta super de dans, așa. Perfect, hai să mergem către ei. Ricci, Bi și Plamena sunt deja aici. Că pe, tot e ceața scenă. Afară, noi aducem vara. Asta, asta, da. Hei, Ricci, ce faci? Bine, bine, foarte bine. Foarte bine. Înțeleg că ai un mesaj extrem de important. Ah, da, vreau să trimit un mesaj pentru Chile. Da. Fuerza Chile, fuerza a los chilenos, fuerza a toda la juventud de Chile, a los estudiantes. Vamos que se puede. Eso sí, vamos. Cum zici tu, da, așa să fie. Ce ai zis cu alte cuvinte? Forța, forța pentru toate chilieni, că forța pentru toate oamenii acolo care sufre un pic acum. A murit multe oameni și toate astea. Forța pentru familia și pentru toată lumea acolo în Chile. Am înțeles. Care este aici. Da, în inima. Un mesaj foarte frumos. Plamena, ai un mesaj și tu pentru cineva? Ah, English, okay. In English, do you have a message? I want to hear your message later. She has a musical message. So let's sing the song, cum ar zice neamțul. Wicke, wicke. Așa. Doamne și domnilor, Claudia, Pavel, Ricci, Bi și Plamena. Un poco crazy, un poco loco. Cuando tú te mueves, baby, yo me desenfoco. Acércate, morena, tú me pones loco, loco. Nos vamos juntos al party, después de eso yo te toco. Quiero wiki, wiki, shake, shake. Muévete, morena, dame wiki, wiki. Quiero wiki, wiki, shake, shake. Muévete, morena, dame wiki, wiki, wiki. I like you, wiki, wiki. I like you, shake, shake. Tú sabes que me gusta, papi, dame wiki, wiki. I like you, wiki, wiki. I like you, shake, shake. Tú sabes que me gusta, papi. Papi, tú me pones loquitita, un poco loca. Cuando tú me besas, siento que tú me sofocas. Bésame completa, papi, tú me tienes loca. Vamos a mi cuarto, ven y quítame la ropa. Sí, ay, ven y quítame la ropa. Y quítame, y quítame, y quítame la ropa. Sí, ay, ven y quítame la ropa. Y quítame, y quítame, y quítame la ropa. Sí, ay, ven, quítame la ropa. Y quítame, quítame, y quítame la ropa. Sí, ay, ven, quítame la ropa. Dame wiki wiki, quiero wiki wiki, shake shake, muévete morena, dame wiki wiki wiki. I like you wiki wiki, I like you shake shake. Tú sabes que me gusta, papi, dame wiki wiki. I like you wiki wiki, I like you shake shake. Tú sabes que me gusta, papi, wiki wiki. Que saco yo tu ropa, tú me quito el pantalón. Que esta noche la pasamos ya mejor. Que saco yo tu ropa, tú me quito el pantalón. Que esta noche la pasamos ya mejor. Noche completa yo quiero besarte, hacerte lo lento, rico, lento, suave y violento. Para que sientas lo que yo siento, solo relájate, vive el momento. Pega tu cuerpo, muévelo lento, que esta noche yo solo quiero. Wiki, wiki.
wicked, wicked. Wicked, wicked. Wicked, wicked.